Gata? Bun. Bună ziua! După cum știți, toată lumea, nu cred că doar România, a primit cu tristețe vestea începerii războiului chiar aici, la ușile noastre, în Ucraina. Și am vrut să vedem dacă ce înseamnă asta și pentru noi. Și aș vrea să vă fac cunoscute câteva informații. M-am interesat încă din momentul în care am văzut că a început războiul, dacă noi avem adăposturi în Câmpul Lung, dacă funcționează sirenele și mai am câteva alte date să vă dau referitoare la refugiați. Bun. Deci, în Câmpul Lung avem 8 adăposturi de protecție civilă la Banca Comercială, care e în sistem privat, complexul de servicii comunitare public, toate le vedeți acolo. Și astăzi am trimis în control, să vadă în ce stare se află aceste adăposturi. Am vorbit cu angajatul primăriei care lucrează la primărie pe protecție civilă de 28 de ani, l-am întrebat dacă vreodată în toată perioada asta de 28 de ani, a cerut vreunui primar, i-a solicitat cumva să prindă vreodată în buget o construcție a unui bunker, a unui adăpost, în caz de cutremur sau după ce a fost incendiu pe platforma Aro, la deșeurile periculoase, unde s-ar fi putut întâmpla o nenorocire, ar fi putut să explodeze, unde s-ar fi refugiat oamenii, a zis că niciodată. Bun, asta este starea de fapt. Apoi, avem 11 sisteme de alarmare din 1974. Repet, dacă cumva credeți că nu ați înțeles bine, este 1974. Doar sirena de pe Hotel Mușelul a fost înlocuit sistemul clasic cu electronic în urmă cu 3 ani, dar aceea nu funcționează. Dintre toate cele 11 sisteme de alarmare pe care le avem în Câmpul Lung, după ce vedeți aici în tabel, 3 nu funcționează. Cea de la colegiul Dinicu Golescu, cea mai modernă de pe Hotel Mușelu și școala generală numărul 4. Așa că am dat o dispoziție angajatului de la Protecție Civilă să se ocupe de urgență pentru ca aceste sisteme de alarmare să funcționeze. Și de asemenea l-am rugat, dar eu sunt absolut sigură că nu o să primesc, să-mi trimită o solicitare pentru a schimba și la celelalte sisteme de alarmare, să trece de la sistemul clasic la sistemul electronic. Mi-a spus că e vorba de vreo 20.000 de lei aproximativ per bucată această trecere, dar eu cred că ar trebui să avem mai multe sisteme de alarmare din secolul acesta. Și acum să le vedeți cum arată. Cam așa arată cel de la BCR de astăzi. Vedeți toată zona asta insalubră. La Casa Cristina, plin de conserve. Oricum, este un adăpost privat, în cap câțiva oameni. Să nu vă imaginați, sunt niște adăposturi de vreo 20 de metri pătrați. Să nu vă imaginați că vorbim de adăposturi de 1000 de metri pătrați. Nu. La ANL, unde sunt 4, plin de biciclete, cauciucuri. I-am spus angajatului de la Protecție Civilă să îi anunțe pe toți ca în 24 de ore maxim să elibereze acolo unde este sistem public. Dar și în privat ar trebui să facă același lucru, pentru că este cu destinația de adăpost. Cam asta am avut de zis. În plus, un lucru foarte important este cel al refugiaților. Am primit semnale de la Câmpulungeni și le mulțumesc.
Și din partea unor mușeleni, a unor persoane care locuiesc pe lângă Câmpul Lung, că doresc să găzduiască familii din Ucraina. Sunt dispuși să plătească inclusiv autocar, microbuz, pentru a se duce la graniță. Ce am făcut eu? Am făcut o hârtie la Sighetul Marmației și am rugat să trimite la toate cele 14 localități de la graniță intenția noastră de a primi refugiați din Ucraina la Câmpul Lung și în zona Câmpul Lungului. Rugămintea mea este, ați văzut, e vorba de copii mici, e vorba de familii cu copii mici, e vorba de oameni disperați, oameni care sunt speriați. Și dacă cineva care urmărește acum această conferință de presă își dorește să dea o mână de ajutor, să găzduiască o familie de refugiați din Ucraina, i-aș ruga să ne trimită un e-mail la primarie@primariacampulung.ro, poate să sune la secretariat sau să ne trimită o hârtie pe care să o lase la registratură și să avem o evidență foarte clară cu locurile și câte persoane pot să găzduiască, locurile din Câmpul Lung unde am putea să primim refugiați. O să încercăm să ne organizăm și în ceea ce privește ajutoare. Noi avem încă de la sfârșitul anului trecut, am colaborat cu societatea civilă și cu colegiul SR din diaspora. Cred că știți că am împărțit niște ghiozdane, dar avem vreo 92 de plase din acelea mari cu haine pregătite. Asta le putem pune la dispoziție imediat. Dar încercăm să luăm legătura și cu ONG-urile din Câmpul Lung ca să facem o acțiune împreună, dacă cumva câmpulungenii doresc să ajute cu ceva, fie că e vorba de bani, de pături. Iau în considerare, mă gândesc acum și la un loc în care am putea să ridicăm o tabără pentru refugiați dacă lucrurile se înrăutățesc în Ucraina, dar până una alta, haideți să vedem acum ce se întâmplă, pentru că din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la primăria din Sighetul Marmației ne-au spus că mulți dintre refugiați au rude în partea de nord a țării și mulți s-au dus la rudele lor. Dar după cum se întâmplă lucrurile în momentul acesta, am văzut și adineauri, cred că ar trebui să fim oameni și dacă putem să ajutăm, să o facem. Întrebări. Mulțumesc. Dacă tot ați vorbit de sirene de la adăpostură, ați vorbit cu cei de la Prime Române, ținem cont că avem un baraj. Dacă vine la baraj, degeaba avem adăpostură și sirene. În 10 minute ne-a curățat cu toți. Da, am vorbit cu domnul Bogdan David, chiar adineauri. Trebuie să luăm în calcul mai multe variante, dar eu sunt surprinsă că noi nu suntem pregătiți pentru nicio situație. Înainte să facem o timp. Da, să vă mai spun încă un lucru. Există și niște norme de construcție care prevăd că dacă ai o construcție de B+3 etaje și o anumită suprafață, ești obligatoriu, trebuie să faci un bunker. Când am fost în Elveția, am văzut toate casele, deci nu vă puteți imagina. Nu există casă în Elveția care să nu aibă bunker și știți cum e acolo? Cu ușă specială, cu filtre, conserve, ai tot ce trebuie. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreo nenorocire. Aici ați văzut cum arată, încă o dată. Aceste spații nu trebuiau și ele să fie semnalizate, cel de afară, Păi oamenii nici măcar nu știu unde să se ducă. Asta este problema. Nu doar că ar trebui să zici că aici este un adăpost, dar ar trebui ca oamenii să știe, să fie afișate. Să știe oamenii toate lucrurile astea. Doamna Cuma, vă rog. Nu m-a spus un coșar din Temea, nu eu am, de mai stau un adăpost, undeva într-o corpus silnic.
Da. Era tot public. Nu v-a spus și de acela. Stați așa. Am văzut aici, nu e direct. Păi uitați-vă că, de exemplu, la Montana, acolo, mi-a zis, stați așa că e insolvență, nu putem. Cum nu puteți? Să vedeți. Ba da, puteți să vedeți. E, trebuie doar să traversați până la Big. Montana nu mai figurează. Păi da, nu contează, dar adăpostul este acolo. Păi nu mai figurează ca adăpost. A, nu mai figurează deloc? Nu. Bravo! Deci domnul Pârșan are informații eronate. Da, după asta vreau să întreb, domnul Pârșan, știți că avem adăpost la Teatrul Mic acolo? Am auzit asta, dar nu l-am văzut. Am auzit. Cine are grijă de el? Eu am auzit asta, nu, informația nu este verificată, o să-l rog pe domnul Pârșan, care este la protecție civilă. Domnul Pârșan trebuie să se ocupe de toate treburile astea, pentru că el este la protecția civilă în Câmpul Lung. Dacă nu ar fi fost dânsul, noi am fi putut să apelăm la ISU, oricum ISU e absolut în regulă, și el ar trebui să se ocupe. Deci ar trebui să meargă și să vadă, domnule, avem sau nu avem? Da. Au spus un adevăr jurnaliștii la conferința de presă sau nu? Ar trebui verificate toate lucrurile astea. Sperăm că dacă domnul Pârșan nu știe unde e, aduc eu. Perfect. Și apropo de dezastre la Plinic Bucurescu, mai este o stație seismică, a fost dezafectată în urmă cu două decenii. Nu știu ce măsură ar putea fi de... Și asta este o temă de discuție pentru domnul Pârșan. Stația seismică de la Colegiul Dinicu Igorescu, da? Domnul Pârșan trebuie să facă un raport lunar. Ba da, dar este copy-paste tot timpul. Am fi și noi curioși să vedem cum arată acest raport. Păi da, eu vi-l dau, că, dar cred că e în fiecare an la fel. Domnule, dumneavoastră înțelegeți că acest angajat de 28 de ani funcționează la fel? Dumneavoastră înțelegeți că PSD, prin acțiunea pe care au făcut-o în justiție, nu a făcut altceva decât să păstrăm aici, în primărie, persoane care nu își fac treaba sau nu își-o fac cum trebuie, ca la carte? Înțelegeți că și legea îi protejează? Mai mult decât atât! Mai mult decât atât! Majoritatea din Consiliu, nu vorbesc de consilierii din partea USR, au hotărât că vor și salarii mărite pentru acești angajați. Adică ăsta este absurdul situației. Spitalul care nu cred că are niciun bunker. Trebuie să vedem. Uite, trebuie să știe domnul Pârșan. Ăla, la cum arată feeling-ul meu, e... Gândiți-vă că la o bombă de asta clasică, nu ultimul tip ce se întâmplă acum cu războiul, practic un 40 de centimetri din beton este străpuns. 40 de centimetri. Adică cam atât, da? Adică bunkerul ăla trebuie făcut cu niște ziduri cam așa. Da, o să-l trimit pe Pârșan la peste tot, să caute buncăre. Și oricum, noi cred că ar trebui să luăm foarte serios, în serios treaba asta și să ne gândim de acum să nu ne surprindă viața. Pentru că de regulă așa funcționează. Aoleu, ne surprinde viața. Când vine cu tremurul, când se întâmplă o nenorocire, pe români, de regulă, îi surprinde viața. Spuneați de persoane care vor să ajute... Da. Da, am telefonice, dar am rugat, acum când am făcut această conferință de presă, și cu scopul ăsta am făcut-o, dacă sunt chestiuni concrete, le vreau scrise și vreau să facem, să le centralizăm, să vedem. Băi, la familia Popescu pot să primească o familie formată din două persoane plus doi copii. Deci vreau să știu toate aceste detalii. Păi e vorba de peste 10, până acum, doar așa pe telefon, fără să fac niciun apel. N-am făcut niciun apel, n-am făcut nicio postare, n-am făcut niciun mesaj. Pur și simplu, oamenii sunt foarte impresionați de ceea ce au văzut la televizor și nu știu cine nu e impresionat. Domnul
și vor să ajute. Așa. Da. Să fie pe strada Traian, este complexul de servicii comunitare. Da. Dar bazantul Iacob trebuie să fie pe strada Mihai Tăghiceanu. Este. Istrate Rizianu este la parte. Da, restul nu apare nicio... Păi nu, pentru că sunt private. Păi stați... Păi nu, că și BCR-ul este privat. Și BCR-ul e privat. Și la BCR este privat. Nu apar pe nimeni. Am înțeles. Păi, trebuie ca acest angajat de la Protecția Civilă să ne comunice de ce nu apar și la județ. Deci, dumneavoastră ziceți că la județ apare Banca Comercială, Complexul de Servicii Comunitare... Au acolo lista cu adăposturile din tot Argeșul. Am înțeles. Ăsta sunt, dar nu, aici sunt... Dar la adresa aia, în această... evidență pe care au, nu apare și buncărul ăla de care ziceți dumneavoastră. Nu. Ok. Deci, hai să vedem dacă buncărul există, dacă există, al cui o fi, care-i treaba cu el. Dar el nu apare pe nicăieri, buncărul ăla. Doar am auzit noi de el. Bun. Trebuie să face lumină în toată treaba asta. Dar eu m-am... îngrozit cum arată. Stați că n-au pus pozele, să vedeți toaletele din alea de tip turcesc. Murdare. Dacă vreți, vi le punem pe toate la dispoziție, toate fotografiile, adică nu doar astea care sunt afișate aici. Ok, mulțumesc frumos! Mulțumim!